Mesajul din textul acesta îl voi împărți în două, o primă parte în minutele care urmează și partea cealaltă duminica viitoare, dacă va îngădui Domnul. Am decis să scurtez mesajul astăzi din două motive. Unul personal și unul de dragul dumneavoastră. Cel personal, sunt după câteva zile de colică renală, abia stau pe picioare și când Delia a văzut că predic, a dat din cap, întrebându-se ce s-a întâmplat, de nu-mi dau seama. Mă rog Domnului să mă întărească și să pot propovădui cuvântul pentru astăzi. Acesta e motivul personal. Al doilea, de dragul dumneavoastră, pentru că deja câteva zeci de surori muncesc din greu ca să facă aerul să circule în vreme de caniculă. De aceea vom scurta și de dragul dumneavoastră ca să nu ajungă nimeni în starea de epuizare sau de leșin. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească pe toți și pe fiecare. Mesajul se intitulează Minuni și semne la poarta frumoasă. Minuni și semne la poarta frumoasă. Suntem în cartea Faptele Apostolilor, la începutul cărții, când este prezentată Biserica Domnului Iisus Hristos chiar la începuturile ei. Și Biserica Domnului este o comunitate radical diferită de orice alte forme de organizare umană. Biserica este comunitatea credinței, a dragostei și a speranței. Este deosebită de toate celelalte forme de organizare, asociații, fundații, instituții, mari sau mici, nici una nu se poate asemui bisericii. Biserica este alcătuită din oameni care au trăit o experiență supranaturală care le-a schimbat viața din temelie. Schimbarea este atât de radicală încât Biblia numește această schimbare naștere din nou. Oamenii care au trăit acest miracol al schimbării, al nașterii din nou, sunt oameni care trăiesc pe pământ, dar conectați la realitățile cerului. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Cetățenia noastră este în ceruri. Adică noi suntem aici pe pământ, dar suntem conectați la realitățile cerului. Suntem prezenți pe pământ cu o misiune deosebită. Să aducem pe pământ răspunsul cerului la necazurile pământului. Menirea bisericii este să aducă aici pe pământ răspunsul cerului la nevoile oamenilor. De aceea, întotdeauna biserica se uită la necazurile pământului și apelează la resursele cerului. Când biserica apelează la resursele cerului, apelează în termenii cerului. Vă rog să fiți atenți. Biserica întotdeauna cere ca răspunsul din cer de la Dumnezeu să vină pe pământ în termenii lui Dumnezeu. Oamenii care n-au trăit miracolul nașterii din nou ar vrea răspunsul cerului, dar în termenii pământului. Adică ar vrea ca Dumnezeu să le rezolve problemele, dar în termenii stabiliți de ei. Nu cum vrea Dumnezeu, Dumnezeu să rezolve problemele, dar așa cum cere omul și cum și le dorește sau și le planifică el. Un exemplu în sensul acesta este unul dintre tâlharii pe cruce răstignit împreună cu Domnul Iisus. În timp ce era răstignit pe cruce, s-a întors înspre Domnul Iisus și a zis, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu,
adu răspunsul din cer așa cum ne-l dorim noi pe pământ. Adică, tu să te cobori de pe cruce și să ne cobori și pe noi. Adu puterile cerului, eliberează-ne și lasă-ne să mergem în termenii noștri și cu felul nostru de a fi mai departe. Celălalt tâlhar care a trăit miracolul nașterii din nou acolo, se întoarce spre el și spune, nu te temi tu de Dumnezeu? Și apoi se întoarce spre Domnul Iisus și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine în termenii cerului, când vei veni în împărăția ta. Biserica întotdeauna se uită la pământ și cere răspunsul cerului în termenii cerului. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se uită spre cer și îi cer lui Dumnezeu să le rezolve problemele în termenii lor. E diferența fundamentală între Biserica Domnului, Biserica adevărată și orice altă formă de religie. Acum, în Cartea Faptele Apostolilor, avem o ilustrație acestui adevăr. Este înființată Biserica Domnului pe pământ. Trăiesc miracolul acesta al nașterii din nou. Cercetați de cuvântul lui Dumnezeu, își deschid inima, își mărturisesc păcatele, își pun credința în Domnul Iisus Hristos, sunt botezați, se adaugă la numărul ucenicilor și alcătuiesc acest miracol cosmic numit Biserica Domnului. Și Biblia ne spune că de îndată ce s-a produs această transformare, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, stăruiau în rugăciuni, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinilor. Și versetul 43 din capitolul 2 spune, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Prin apostoli, pe pământ, erau cerute răspunsurile cerului, în termenii cerului, și oamenii asistau la lucruri miraculoase și la semne speciale din partea lui Dumnezeu. Prin apostol se făceau multe minuni și semne. Capitolul 2 ne afirmă lucrul acesta. Capitolul 3 ne dă o ilustrație. Ne dă o ilustrație a ce a însemnat o minune și un semn și alege locul în care se desfășoară acest miracol. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un om, o loc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Locul în care se desfășoară acest miracol este una dintre porțile prin care intrau oamenii în incinta templului din Ierusalim. Este templul care a fost rezidit de Irod, are mai multe porți, una dintre ele este numită aici Poarta Frumoasă și istoricii ne spun că a primit numele acesta de Poartă Frumoasă pentru că dintre toate celelalte porți era cea mai monumentală. După estimările unora, avea în jur de 25 de metri înălțime. 20 de metri lățime. Cele două părți ale ușii erau făcute din aramă de corint. O aramă specială, cu o strălucire deosebită, era atât de masivă poarta încât trebuiau 20 de oameni să o închidă și să o deschidă. Era un loc monumental care ilustra geniul uman. Ce poate crea omul? Era una dintre porțile principale de intrat în incinta templului. Dacă ar fi fost din vremea noastră, s-ar fi oprit toți turiștii să-i facă o poză și să-și facă un selfie cu Poarta Frumoasă.
Și toți cei care sunteți căutători de asemenea senzații, v-ați fi uitat să-i vedeți pe cei care și-au făcut poză la Poarta Frumoasă. Zice, extraordinar! La poarta aceea frumoasă, care desparte două lumi, desparte incinta templului de spațiul profan. Dincoace de poartă este lumea cu necazurile ei. Dincolo de poartă este templul lui Dumnezeu cu toate promisiunile lui Dumnezeu. Dincoace de poartă sunt oamenii. Dincolo de poartă sunt făgăduințele. Și poarta se deschide ca oamenii să poată intra în incinta templului. Dar dintr-o dată apare contrastul. La poarta aceea monumentală, ca expresie a ceea ce poate face omul, este un alt om. Și spune, vreau să deschideți scripturile ca să faceți observația pe text, e deosebit de ilustrativ. Capitolul 3, versetul 2. Acolo era un om. Interesant este că Biblia spune, și acela e om. Era un om și el. Un om care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa am fost creați noi, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numai că omul acesta este olog din naștere. Se naște cu o malformație congenitală, cu o boală teribilă, o boală de picioare. Nu-și poate folosi picioarele. E paralizat de picioare. Degeaba aștepți la 7-8 luni de zile, la un an, să faci primii pași și să-i spui cu drag tâta maie, cum și alintă mămicile sau bunicile, nepoții. Că nu poate sta pe picioare. N-ai bucuria de a face primii pași. Copilul tău nu poate să umble. E boală congenitală. N-are tratament. Ce va ajunge copilul acesta? Ce poate ajunge? Nu poate merge la școală. Nu sunt cărucioare cu rotile, nu sunt aceste vehicule pentru cei cu dizabilități din vremea noastră. Ce poate să ajungă decât cerșetor? Și este cerșetor de zeci de ani de zile, pentru că aflăm în capitolul 4 că are 40 de ani. Și în fiecare zi, cineva, nu ni se spune cine, cineva îl duce până la Poarta Frumoasă și îl lasă lângă poartă. Ca să ceară de pomană. O poartă frumoasă și o viață ruinată. O poartă glorioasă și o viață fără viitor și fără speranță. Și stau una lângă alta. Necazurile pământului nu pot fi rezolvate de poarta de bronz. Nici cei care au proiectat poarta și cei care au sculptat poarta nu îi pot da picioare. Sunt necazuri pe care oamenii nu le pot rezolva. Sunt probleme pe care le purtăm cu noi. Chiar dacă stăm la Poarta Frumoasă. Acum, la Poarta Frumoasă, cerșetor în fiecare zi, imaginează-ți că cineva te-ar fi lăsat la poarta catedralei sau a bisericii Emanuel, în stradă pe Caldarâm, azi dimineață la ora 8 și ai sta acolo pe Caldarâm până de seară la ora 7 sau 8. Nu te poți mișca. Nu te poți duce nicăieri. Ești acolo și e căldură. E acolo și este istovire. Ești acolo și te uiți la toți cei care trec pe lângă tine. Poate avea omul acesta vreo bucurie? O, da. Să uite la cei care trec să văd dacă
printre ei sunt și oameni mai miloși. Că El cere de milă. El e acolo la mila celorlalți. Oare vor fi oameni miloși? Și printre cei care merg, unii se duc precum trenul prin gară. Nici nu se uită la el, ci merg mai departe la templu. Alții se opresc și aruncă în cutiuța lui câteva monezi. Ei, imaginează-ți că unul îți dă o sumă mai frumușică. Așa că ai avut o zi mai curat, mai cu rezultat. Ce bucurie că la sfârșitul zilei ai câțiva bănuți în plus. Numai că bucuria aceasta, produsă de resursele pământului, nu îi rezolvă problema. Indiferent câți bani ar fi avut în cutie, e tot paralizat, e tot fără viitor, e tot condamnat. Pentru că banii nu îi rezolvă problema. Stă la poarta templului să cerșească. Oare ce își dorește? Ce va primi în ziua de astăzi? Înainte de a merge mai departe, îngăduiți-mă o întrebare personală. Care este cea mai mare dorință ta pentru ziua de astăzi? Ce ți-ai dori să primești astăzi? O, cât de mulți oameni astăzi îi cer lui Dumnezeu să le dea binecuvântările cerului în termenii pământului. Venind înspre biserică, la ștrand erau deja peste 100 de oameni care stăteau la coadă ca să se deschidă ștrandul să poată intra. Parcarea plină. Îi cer lui Dumnezeu să le dea sănătate în trup și piele bronzată. Și îi cer lui Dumnezeu binecuvântări în termenii pământului. Vor să le dea Dumnezeu sănătate, vigoare și să arate bine. În termenii pământului. A, da, tu ești acolo, noi suntem aici, dă-ne tu ceea ce cerem noi, pentru că noi ne trăim viața cum vrem noi. Așa suntem noi oamenii. Ne bucurăm dacă primim din lucrurile pământului în termenii noștri și mai cerem de la Dumnezeu tot în termenii noștri, dar ne continuăm viața așa cum suntem. Care-i dorința ta cea mai mare? E o altă zi și trec mii de oameni. E ceasul al 9-lea, 3 după masă. Căldura este dogoritoare, e arșiță. E orientul mijlociu. E ceasul al 9-lea, dar Biblia subliniază ceva deosebit de important. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul. Care ceas? Ziceți cu glas tare. E ceasul rugăciunii. De ce credeți că Biblia subliniază era ceasul rugăciunii? Petru și Ioan sunt oameni ai rugăciunii. I-au cerut Domnului să-i învețe să se roage. Au falimentat în noaptea în care i-a chemat Domnul în grădina Ghețiman, că au adormit în timpul rugăciunii. Dar s-au vindecat de slăbiciunea aceasta. Se duc la templu la ceasul rugăciunii. Ce este ceasul acela rugăciunii? Ceasul în care pământul bate la poarta cerului. Ceasul la care oamenii vin de pe pământ cu poverile lor, cu toate necazurile lor și bat la poarta cerului după îndurare. Și Petru și Ioan se duc la ceasul rugăciunii cu ceilalți. Să bată la poarta cerului. Pentru că numai de la Dumnezeu vine răspunsul. Numai Dumnezeu poate schimba lucrurile. Ei sunt oamenii care îi cer lui Dumnezeu în ceasul rugăciunii, ajutorul lui Dumnezeu în termenii lui Dumnezeu. Ne rugăm să asculte Dumnezeu rugăciunile Bisericii Emanuel astăzi. Dar știți că pe plan mondial ceasul rugăciunii este cel mai neglijat ceas din toate ceasurile bisericilor?
ceasul rugăciunii este cel la care cei mai mulți oameni spune, la acesta putem renunța. Adică ne ducem să ascultăm muzică, ne ducem să ascultăm predică, ne ducem să ascultăm, dar peste rugăciune putem trece. Ne ducem să consumăm produsele religioase, dar la rugăciune putem renunța pentru că Dumnezeu și așa ne dă El. Petru și Ioan sunt conștienți că la ceasul rugăciunii este un timp special în care se bate la poarta celui după îndurare, ca să căpătăm îndurare la vreme de nevoi. Și la ceasul rugăciunii, conștienți că depinde Dumnezeu în termenii lui Dumnezeu, se apropie să intre pe poarta frumoasă. Acum, câteva întrebări. Ne spune Biblia că omul acesta era în fiecare zi dus la poarta frumoasă și era acolo de ani și ani de zile. O întrebare la care Biblia nu ne dă răspuns și nu o să dau nici eu răspuns, ci doar o pun pentru cugetare. Prima întrebare. Oare să fi fost ologul acesta din naștere la poarta frumoasă când a intrat Domnul Iisus în templu? Ce ziceți? Posibil să fi fost acolo sau nu? Nu știm. Comentatorii biblici spun că e posibil să fi fost acolo și Domnul Iisus să fi trecut pe lângă el. Alții spun, nu, nu e posibil. Nu știm. A doua întrebare. Dacă Petru și Ioan împreună cu ceilalți apostoli erau nelipsiți în fiecare zi de la templu, în zilele de dinainte, când Petru și Ioan și ceilalți apostoli s-au dus la templu, oare să fi fost ologul acela tot acolo, că zilnic era acolo? Din nou, Biblia tace. Ne întrebăm de ce acum și de ce în acel context. De ce doar în momentul acela, în ziua aceea, la trei după masa, Petru și Ioan se uită la omul acesta altfel decât s-a uitat până atunci oricine altcineva? Răspunsul este simplu și complicat. Partea complicată nu știm exact. Partea simplă, toate lucrurile sub soare își au vremea lor. În calendarul lui Dumnezeu, toate lucrurile își au vremea lor. Sunt rânduite de Dumnezeu după planul lui veșnic, în așa fel încât să împlinească promisiunile lui Dumnezeu după calendarul lui Dumnezeu în termenii lui Dumnezeu. Așa că în ziua aceea, Petru și Ioan se uită la omul acesta, olog din naștere, și se uită altfel decât s-a uitat până atunci. Se uită la el din perspectiva cerului. Dacă te uiți la el din perspectiva pământului, așa că ai vrea să scapi de agasările. Milă pentru săraci, milă pentru ologi, milă pentru cutare. Ai vrea să scapi de strigătele lor și de insistența lor. Dar în ziua aceea, Petru și Ioan se uită la el și se uită prin ochii cerului. Așa zice Biblia. Petru ca și Ioan s-au uitat țintă la el. L-au fixat cu privirea și l-au fixat uitându-se la el cum se uită Dumnezeu. Și cercetătorul se uită la ei. Și Petru și Ioan se apropie și Petru spune, uită-te țintă la noi. Acum dacă ești cercetător și cineva spune, uită-te în ochii mei. Așa e că zici, astăzi e ceva mai de substanță. Astăzi este o donație, este o pomană mai substanțială. Și Biblia spune, omul se uită, țintă la Petru și la Ioan, așteptând ce aștepta. Păi dar ce cere el acolo? Milă. În ce se exprimă mila dacă îi dai unuia care stă pe stradă și cerșește?
să-i dai niște bănuți. Așa că Petru și Ioan, fixând privirea acelui om, spune ceva care la prima vedere deosebit de dezamăgitor. Aur și argint? Aur și argint? Atunci de ce mă mai țineți de pomană, de vorbă? De ce mai ocupați timpul? Dacă mă uit țintă la voi ca să spuneți că sunteți cu buzunarele goale. De ce spun Petru și Ioan, aur și argint n-avem? Ca să-i sublinieze omului că nu se apropie de nevoile lui în termenii pământului. Aurul și argintul sunt resursele pământului. Nu ne uităm la tine cu resursele pământului. Aur și argint n-am. Dar ce am? Dar ce am? Ce au? Ce are Petru și ce are Ioan? Ce au oamenii aceștia? Ce ziceți? Tare. Tare, frați și surori. Ce au? Îl au cu ei pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Îl au cu el pe Cel care a creat tot Universul. Îl au cu ei pe Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, a Lui să fie slava. N-avem resursele pământului, dar avem toate resursele cerului. Avem toate resursele cerului, uite-te la noi! Pentru că lucrurile de pe pământ nu-ți pot satisface dorința și nevoile tale. Uită-te la noi! Pentru că vrem să-ți dăm ce avem. Asta e bogăția bisericii. Asta este zestrea bisericii. Asta e menirea bisericilor. Aur și argint. N-avem ca să rezolvăm problemele lumii acesteia. Dar avem pe Cel care a creat și conduce lumea Lui să fie slava. Care e cea mai mare nevoie a ta? Care e cea mai mare dorință ta pentru ziua de astăzi? Ai vrea o rezolvată cu resursele pământului? Sau ai vrea să ți-o rezolve Dumnezeu cu resursele cerului? Care e cea mai mare dorință ta? Dorința zilei de astăzi. Stăm față în față cu Cel care are toate resursele cerului. Toate bogățiile harului. Ce ți-ai dorit de la El astăzi? Ți le-ai dorit în termenii tăi sau în termenii Lui? Ți le-ai dorit să-ți le dea Dumnezeu ca să te duci mai departe pe drumul păcatului? Sau ai dorit să-ți le dea Dumnezeu ca toată viața ta să fie pentru slava Lui? Vom lua câteva momente de rugăciune. Va fi o rugăciune tăcută. Care ți este dorința care îți arde inima astăzi? Ce ai cere lui Dumnezeu dacă ai spune ca psalmistul un lucru cel de la Domnul și îl doresc? Fierbinte, îl doresc din toată inima. Haideți să plecăm capetele. Stai înaintea Domnului și strigă către El din adâncul inimii tale. Și cere-i ajutor. Și cere-i ca prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile să ne pună într-o stare după voia Lui și strigătele noastre să fie plăcute urechilor Lui. Și dorințele noastre să-și găsească împlinire după voia Lui, în termenii Lui, după calendarul Lui.